Eleana Lazăr din Comuna Marginea a fost sărbătorită și premiată de către primarul Comunei Marginea, Gheorghe Lazăr, la împlinirea impresionantei vârste de 100 de ani. Acesta a venit cu daruri în semn de respect, o diplomă aniversară și un premiu în valoare de 1000 de lei. Pentru a marca acest eveniment important atât pentru sărbătorită și familia acesteia, dar și pentru comună, au fost prezenți și reprezentanți din partea Consiliului Local și a parohiei Sfinților Mihail și Gavril. Este un eveniment cu adevărat special din viața unui om. Un secol trăit are povești unice, incredibile, pe care le asculți cu atenție și respect. Îi urăm cu deosebită considerație și apreciere pentru îndelugata dumnei existență și contribuție, multă sănătate și numeroase alte momente frumoase alături de familie. La mulți ani, a transmis primarul Comunei Marginea, Gheorghe Lazăr.